Bună seara din aeroport. Astăzi sunt singur din nou și voi pleca undeva. Nu știu dacă veți ghici unde, dar probabil că ați văzut deja în titlu. Este pentru prima dată când merg pe acest continent. Nu am mai fost niciodată până acum, sunt curios cum va fi. Dar până atunci, aeroportul este foarte gol. Nu cred că am văzut absolut niciodată atât de gol un aeroport. În niciun caz pe cel din București. Merg acum să las bagajul de cală și apoi merg spre partea de îmbarcare. Am un zbor direct și destinația este Cairo, Egipt. Vă iau cu mine și vom petrece împreună aproximativ 10 zile în Egipt. Deci totul merge foarte repede acum când e liber. Deja am ajuns în zona de duty free, am trecut și de securitate și de poliția de frontieră și de tot, așa că voi avea probabil aproape 2 ore de stat la poarta de îmbarcare. Din nou vă spun că niciodată eu personal nu am văzut aeroportul atât de liber și la sfârșitul lui 2020 totuși am mai călătorit pe timp de pandemie, dar atunci nu era nici pe departe așa. Dimineața, deci asta înseamnă că în România e 5, sunt rupt de oboseală, am reușit și să dorm puțin pe avion, dar nu a fost de ajuns. Cazarea arată decent, a fost ieftin în schimb, vă spun imediat și prețul, și anume pentru 4 nopți am plătit 500 de lei, asta vine undeva pe la 125 de lei pe noapte. În tariful ăsta este inclus micul dejun. A fost inclus pentru că am stat peste 3 nopți. Transportul de la aeroport, m-a așteptat cineva. Și da, hai să vă arăt acum și camera cam cum arată. Aici este intrarea. Aici avem o baie destul de mică. Un duș, aici două paturi, frigider, televizor, ușa aia este încuiată, nu pare să fie ceva după ea, este și aer condiționat, ceea ce este destul de important aici în Egipt, și acum nu se vede nimic pe geam. Până acum, ce pot să zic decât că într-adevăr este un șoc cultural destul de mare dacă nu ai mai fost într-o țară din Africa sau într-o țară arabă în general. Pentru mine, după cum am spus, este prima dată când am ajuns în Africa. De altfel, în afara Europei nu am mai fost decât în Statele Unite și Canada, ambele țări care se aseamănă foarte mult cu Europa. Deci putem să spunem că pentru mine este deja un șoc cultural foarte mare. Drumul de la aeroport a fost foarte lung, deci Cairo mi se pare imens. Traficul este, deși acum a fost noapte, nu a fost aglomerat, dar cu toate astea este foarte haotic, lumea conduce fiecare cum apucă, se bagă, nu dă prioritate și așa mai departe. Dar am ajuns în siguranță, se vede că oamenii au mai condus pe aici prin Cairo, deci au știut cum să iasă din orice situație. Dar mai mult decât atât, am văzut inclusiv oameni plimbându-se cu calul pe stradă, oameni care mergeau cu calul la un fel de tonetă de unde mâncau înghețată, sau multe gunoaie, prea locuri, oricum. O să mă plimb pe aici zilele următoare și sper să surprind cât mai multe imagini.
La intrarea în Egipt, mi s-a cerut testul COVID, pe test PCR, deși eu sunt vaccinat. Egiptul nu este una dintre țările care să accepte vaccinul. Am întrebat pe destul de mulți oameni de-a lungul drumului dacă la întoarcere am nevoie să îmi fac și test COVID. Din păcate nu am primit un răspuns pentru că nimeni nu știa să-mi spună. Toată lumea știa într-adevăr că România recunoaște vaccinul, deci teoretic pentru a intra în țară. Eu nu am nevoie să fac un test COVID, dar nimeni nu a știut să-mi spună dacă pot să intru în aeroport aici în Cairo și să urc în avion. Așa că uitați-vă și la vlogurile următoare pentru că veți afla de la mine dacă a fost sau nu nevoie de test PCR. Acestea fiind spuse, mâine voi munci majoritatea zilei, deci nu cred că voi vizita mare lucru, dar sâmbătă și duminică sunt 2 zile pline în care voi vizita și vă voi arăta și vouă imagini. Așa că, din nou, uitați-vă și în continuare la vloguri. Pe acesta îl voi închide aici. Vă mulțumesc că vă uitați la mine. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Dați și un like dacă v-a plăcut și dacă vreți să vedeți astfel de vloguri pe viitor. Dacă aveți orice comentariu, este binevenit mai jos. Și până data viitoare, numai bine!